zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam. Ce mai faceți? Ne vedem o dată pe săptămână. Sper că nu v-ați săturat de mine, că ar fi aflat ăștia de aici, de pe la Litoral TV, și m-ar fi rugat să iau o pauză. Nu. Vă place emisiunea mea. Am tot felul de intervenții de la persoane, unele la care nu mă așteptam, care îmi sugerează: Gigi, uite, aia ar fi o temă pentru emisiunea ta. Dar frumos, e importantă chestiunea asta, da. Observ că în ultima vreme Constanțenii se implică mult de tot în viața societății, în viața urbei noastre. Dar Constanța a ajuns rău de tot, arată urât, arată groaznic. Și culmea este că românilor, v-am zis, le place la ea acasă, le place în România. Constanțenii noștri umblă peste tot, că-s neamuri, că sunt congrese, că sunt consfătuiri, că sunt școli, se duc în țară și văd localități care au crescut, care arată bine. Și se întorc acasă, vorbesc de localități din România. Mai vorbind de alea din străinătățurile care au o experiență mare în a arăta cetățenilor că pot administra localitatea să fie frumoasă, deșteaptă, arătoasă, te mândrești. Eu sunt Constanțean, vin o să vezi ce frumos e la mine la Constanța. De-aia și emisiunea mea se cheamă Ce frumos e la noi, ca să îndemn să înțeleagă. No. Am luat țeapă. Am luat țeapă ani de zile cu autoritățile din Constanța. Eu am activat politic mult, de 96, nu din 92. În 92 am fost ușor dezamăgit. Încă eram director la teatru și când am văzut listele de propunere, consiliu, zic: bă, ăștia nu s-au gândit la mine, partidele astea nou înființate nu s-au gândit la mine, director de teatru, bun de gură, cu o ușoară faimă, deci ar fi putut conta cuvântul lui Hales până 92. Nu. Dar știți de ce vă aduc aminte și vă spun chestiunea asta? Eu am avut impresia că partidele, când s-au înființat ca să aibă oameni buni, ca să fie din ce în ce mai bune. Nu e adevărat. Mi-am dat seama pe parcurs. Nici în 96, când m-am apucat eu puternic de politică, îndemnat de niște prieteni: bă, Gigi, pe tine te știe lumea, ești bun de gură, politicienii trebuie să aibă mesaje să transmită cetățenilor, să-i îndemne să vină la vot, să-i îndemne să voteze cu formațiunea ta, în care ar trebui să aibă mai multă încredere decât în celelalte. Da, ba. Sigur că nu veneam de pe altă lume. M-am apucat să citesc mult despre politică și despre comunicare. Lucram în teatru de multă vreme, din 87. Lucram în teatru de mic, pentru că mie de mic mi-a plăcut să fac spectacole. La Liceul 2, Liceul Eminescu, unde profesorii erau superbi din punctul ăsta de vedere, de dimineață până seara se ocupau de noi. Aveam echipe artistice de toate, nu exista în domeniu artistic în care puteai să pui copiii să facă ceva și în Liceul Eminescu să nu existe așa ceva. Popa Severino, director adjunct, Bavaru, director, ce om Bavaru, tatăl viitorului rector de la Universitatea Ovidiu ăsta. Ce formație! Îți dați seama că eu eram acolo, buricul pământului, și la prezentarea de cor, și la echipa de teatru, și la brigada artistică, și la dansuri, am ajuns locul 3 pe țară. Era frumos, lumea activa politic și cum să participau la viața societății. Acum nu. Am intrat ușor în politică, în 96, și niciodată la PSD sau la PDSR. Că mi-a zis cineva: bă, Gigi, dacă ai fost atâta vreme în politică, mai bine duceai și tu la PSD-ul ăsta, îți dădea și ție ceva. Șocant, pentru că eu nu de-aia am intrat în politică, să-mi dea și mie ceva. Când am văzut că s-a îngroșat chestiunea asta, că fiecare își lua și participau, m-am retras, pentru că îi deranjez dacă toți de acolo care sunt capi politici, lideri, vor să-și ia hotel, să-și ia teren, să-și ia de-alea, să-și ia de-alea. Și eu nu. Eu tot îi țineam cu doctrine și cu activități și să jenează de tine, să ferezi de tine, și atunci am lăsat în pace, m-am dat deoparte. De ce vă fac introducerea asta? Din două motive. Domnul Meleșcanu este acum șeful Senatului, mare lucru, funcție foarte importantă,
poate știți, dar voi vă reamintesc că dacă se întâmplă ceva cu președintele, și se poate întâmpla orice, în mod natural, nu că cineva să-i facă un rău, Doamne ferește. Noi nu avem obicei de ăsta, să ne omorâm ziariștii, să ne împușcăm adversarii politici, nu. Românul e băiat cum se cade, acceptă și minciune, și hoție, și corupție, și prostie, înspea, el e băiat bun, da. Dar președintele poate întâmpla să cadă la schis, să-i rupă piciorul, să stea în ghips 3 luni de zile. Cineva trebuie să ia locul acolo, în fruntea statului, știți, nu? Președintele Senatului. Deci domnul Meleșcanu, oricând, în orice moment, pentru orice motiv, e pregătit și e în stare să fie președintele statului până la anul, în toamnă, când sunt noi alegeri parlamentare. Deci nu e glumă pe cine pui șeful Senatului. Domnul Tăriceanu a plecat de acolo și a plecat cu partid, cu tot, ALDE, nu știu dacă știți cum îl cheamă pe partidul domnul. Colegii dumnealui de partid îl întreabă, dar de ce am plecat noi de lângă un partid care avea 20 ceva la sută și eram la guvernare? Dumneata, de ce ai plecat din șefia Senatului? Ca să ce? Pentru că orice gest politic e determinat de dorința de a lua puterea, nu de a pleca de la putere. E grea chestia. Colegii domnului Tăriceanu nu l-au înțeles și probabil că l-au mințit, probabil că l-au speriat, probabil că l-au forțat. Pentru că Tăriceanu, dacă se certa cu toată lumea că el vrea să fie propunerea de candidatură pentru președinte, pleacă deodată din șefia Senatului, pleacă deodată cu miniștrii cu toți de la guvernare, pleacă deodată de la putere, lăsându-și partidul nemâncat. Ori l-au speriat cu ceva greu. Nu cred eu că Tăriceanu nu e rezistent la sperietură. Gândiți-vă că a fost prim-ministru când Băsescu, un rău, vă dați seama că Băsescu nu iartă pe nimeni. Nu. Așa e făcut el de la Dumnezeu. Băsescu e foarte dur, e foarte rece, foarte serios, foarte implicat, foarte harnic. Dar nu iartă pe nimeni. Băsescu era președinte, Tăriceanu era prim-ministru. Și Băsescu vrea să-l omoare pe Tăriceanu, să-l sucească. Mai țineți minte. Și Tăriceanu a rezistat. Deci nu e un tip care să sperie ușor. De ce a plecat Tăriceanu de la putere, de la șefia Senatului, având acum această nedumerire personală? Domnul Meleșcanu, care era în ALDE, se sucește și acceptă propunerea isteață a doamnei Dăncilă. Doamna Dăncilă, ca prim-ministru, ca șef de partid, ca unica idee a PSD-ului de a avea și acum un președinte când au mare nevoie să nu ia cineva de urechi, rezolvă această doamnă prim-ministru niște chestii extraordinare. Curăță în jurul dânsei și în fruntea PSD-ului o grămadă de tip ca altcumva greu de clintit, greu de omorât. Doamna îi rezolvă. Bravo, mă, Dan Dăncilă. Și rezolvă și chisucel de-astea deștepte. Păi vă dați seama, cine dintre noi, în locul doamnei Dăncilă, l-ar fi pus pe Meleșcanu ca propunere de șef de senat și trebuia votat în Parlament, unde dânsii mai au încă o majoritate, ca să îi dai o palmă lui Tăriceanu, ca să-i sucești puțin pe ăștia de la ALDE. În jurul lui Meleșcanu se pot naște o grămadă de alți foști colegi de până ALDE care să voteze pe blat susținere parlamentară. Istețime politică la madame Tăriceanu, la madame Dăncilă, dar și o persoană importantă pusă în fruntea Senatului. Nu știu dacă ați observat că ăștia care, indiferent ce s-a întâmplat la guvern, indiferent ce face madame Dăncilă, indiferent ce face PSD-ul, sunt unii care critică. Ușurel. Precum cățelușul. N-ați văzut un protest serios pe chestiunea asta de la PNL, de exemplu, nu? Sau de la domnul Iohannis. Deci ușor, ho-ho-ho-ho. De ce? Ce-i să reproșează actualului șef al Senatului, domnului Meleșcanu? Că e bătrân. Nu ține chestia asta. Șeful Senatului e un fel de șeful sfatului bătrânilor. Adică șeful Senatului nu mai dă la joacă, nu mai stă pe computer, nu face formule, propune chestiunea. E acolo, ai nevoie de la un moment dat. Păi, da, șeful Senatului, domnul Meleșcanu, ce ziceți noi să facem în chestiunea asta? Asta stă așa. Bătrân înseamnă
și înțelepciune. Nu întotdeauna, nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, mai ales că ai o experiență uriașă, da? Dânsul e născut în 41. Teodor Viorel Meleșcanu, 10 martie 1941, la Brad, în România, în Transilvania. Toată viața, bine, înalt, frumos, prezentabil, contează chestiunea asta. Când te duci undeva la o întâlnire de asta așa de miniștri de externe, de exemplu, dânsul a fost și șeful spionilor, nu? Bă, e greu. E greu. Înseamnă că are niște calități, înseamnă că alea pe care nu le vedem noi. Când domnul Meleșcanu, deși are un șarm deosebit, nu prea iese să vorbească cu noi așa. Îl deranjăm așa. Da. Deși e un tip simpatic. Activitatea mea politică a însemnat și foarte mult la Alianța pentru România, la APR, care în 2000 se ducea tare către, în vara lui 2000, Alianța pentru România, condusă, înființată, mă rog, pusă la cale de domnul Meleșcanu, a ajuns locul 3 pe țară. În alegerile locale din 2000, APR, locul 3 pe țară, vă dați seama, mare lucru. De-abia era înființat. Și până în toamnă n-a intrat în Parlament. Iar domnul Meleșcanu în primăvara lui 2000 avea vreo 22% șanse să fie președinte. Și până în toamnă n-a mai fost nici APR-ul în Parlament. Pentru că pe scena politică rechinii sunt mulți. Dușmanii ți-i faci repede. Și dacă nu ești atent, te mănâncă ăștia, dar nu te vezi. Mi-aduc aminte. Am lucrat mult cu domnul Meleșcanu. Alianța pentru România a însemnat pentru mine vârful politic. Am realizat 4 consilieri județeni. Duțul mi-a propus atunci și mie să fiu vicepreședinte Consiliului Județean. Bine, era felul domnului Duțul de a-i aboli pe toți. De aia și dispărut de pe scena politică. Era un tip Duțul, harnic, priceput, dar se înconjura de ăștia mai molicei așa, nu prefera o elită în jurul dânsului, veche idee comunistă, știi, dacă te înconjuri de ăștia mai blânduți așa, partul mai înalt și mai deștept. La domnul Duțu chestia asta i-a dat țeapă, în final a dispărut după scena politică, mâncat de doi șmecherași, de doi golănași, de Nicușor și de Mazăre, păcat, mie îmi pare rău. Domnul Duțu avea niște calități formidabile, dar la un moment dat, acolo unde să fie sus și tare, să rupea. Da. Bun. Această Alianță pentru România, condusă de domnul Meleșcanu, era superbă. Și vă dați seama, campania electorală, vă dați seama că ne întâlneam cu domnul Meleșcanu de multe ori. Pot să vă zic niște lucruri bune despre dânsul care au rămas în amintirea mea. Mergeam în campania electorală. Sigur, la Basarab, pe la Valul Traian, pe la Cogealac, pe la Mangalia, pe la Năvodar, pe unde îl duceam, pe domnul Meleșcanu. Da. Și stătea de vorbă cu oamenii. Și stătea de vorbă cu oamenii. Și vă dați seama că eu eram lângă el acolo, nu? Știa să mă provoace, știa să mă bage în seamă, știa să mă laude. Putea să mă ignore. Avea mulți în jurul dânsului de nivelul lui Gigi Haleț, dar de câte ori trecea pe lângă mine, se oprea și mă băga în seamă cu chestii care mă muiau, mă îndemnau să-l iubesc, să-l respect, să fie deștept, să fie mare. Vă zic un singur truc de-a lui pe care puteți să-l considerați ca fiind truc de o calitate proastă. Eu îl vedeam ca un truc deștept, ca un tip care poate transmite celor din jurul lui încredere și vă dați seama câtă multă lume vrea să vorbească cu... Știu că l-am dus la Năvodar, la Midia, la Petrochimie acolo și la un moment dat geamul erau pline, noi plecam și l-am rugat atunci, zic, domnul președinte, zic, întorceți-vă și faceți cu mâna la geam. Sute, mii de doamne erau la geam, încântate, pline geamul. O imagine superbă că le face domnul Meleșcanu semn, da. Bă, știa să facă chestiile astea. Dar să vă zic drăcovenia asta. Și venea câte unul. Și domnul Meleșcanu, eu sunt Gheorghe din Palatul Mare, din Năvodar, vreau să vă zic ceva. Și zicea o chestie pe care în dimineața aia eu mai spusese la alții, în alte locuri. Și domnul Meleșcanu s-a uitat la ăla de parcă auzea prima dată. Eu mă uitam la el, zic, băi, ce șmecher, ce mai. Ăla era încântat la culme că l-ascultă pe el domnul Meleșcanu. Și domnul Meleșcanu numai că l-asculta cu atenție, ce prostie spune ăla. Încă o dată vă spun, pe care au mai auzit în alte locuri tot în ziua aia de câteva ori. Zice, Haleț, Haleț, vin un coace.
Ia uite, bă, fii atent ce spune omul ăsta, de parcă era minunea de pe lume. Și mai spunea la odată mie, și Brescanu s-a uitat așa din zâmbet, ceva de genul, nu te face că ai mai auzit, miră-te și tu ca și mine. Da, domnul meu, aveți, băi, care notează chestia asta, asta ce spune omul ăsta e foarte important, așa trebuie să facem. Bă, pleca ăla de parcă nu mai atingea pământul, zbura, așa că i-a zis el lui Meleșcanu. Tehnică mare, de, probabil că învățată la școli. Probabil că domnul Meleșcanu a fost învățat și la alte școli la care noi nu avem acces, despre cum să... A fost senator de Prahova, a fost ministrul de externe din 92 până în 96. Deci, foarte devreme, da? Bun. În guvernul Văcăroiu, dacă mai aduceți aminte, nu? După aia, din nou, ministrul de externe în 2014, în guvernul Ponta, ministrul apărării la guvernul Tăriceanu. Tăriceanu a luat o țeapă cu domnul Meleșcanu. În orice moment, Tăriceanu putea să-i fie frică de Meleșcanu. Sigur că a avut o discuție onorabilă și sunt când sunt oameni de onoare și au promis unul altuia că nu, că nu-l mănâncă, adică că nu ia locul lui Tăriceanu la ALDE, da. No. Pentru domnul Meleșcanu, acum ca șef de senat, vă repet, în orice moment, astăzi, domnul Meleșcanu poate să fie președintele României dacă, așa scrie în Constituție, președintele nostru pățește ceva, face guturai, îi curge nasul, doare capul. Nu vă gândiți la prostii, da. Mare lucru, asta vreau să vă zic, să știți că ăștia care îl înjură pe Meleșcanu acum nu-i reproșează decât că e bătrân. Nu-i reproșează nici măcar chestia aia pentru care el a căzut în 2000. Faptul că atacau unii puternic linia de telefon directă București-Moscova încă mai funcționa și vreau să-l omoare pe Iliescu pe chestia. Și domnul Meleșcanu s-a băgat el în față spunând că da, eu făceam legătura când eram ministru de externe. 92-9, eu făceam legătura chestia asta și asta la Dărâman. Nici asta nu se mai spune acum. Singurul reproș pe care îl fac câțiva români îl fac. Lui Meleșcanu este că e bătrân. Țeapă mare. Țeapă mare. Noi românii nu avem obiceiul ăsta frumos în a ne respecta bătrânii. Cum au, de exemplu, macedonii sau cum au mai multe minorități care funcționează pe la noi. Zic românii, cum v-am spus în înțelepciunile românilor, când ești încordat așa și nu știi cum să faci, ia o carte de proverbe sau de zicători sau de înțelepciuni românești, citești acolo și ai să găsești. Cine n-are bătrâni, să-și cumpere. Păi noi îl avem. Pe Meleșcanu. Nu-i păcat să-l trimiți acasă? Pune-l, domnule, acolo în fruntea. De ce v-am povestit un pic mai mult în chestiunea asta? Pentru că sâmbătă asta, mi se pare, domnul președinte Iohannis vine într-un fel de campanie de asta așa, de susținere, de candidatură de președinte la Constanța, la Casa de Cultură. Tot la Casa de Cultură. Care e sinistră, care arată înăuntru, ea așa a fost făcută, pentru popor, pentru comuniști, pentru meeting-uri, dar tot acolo, tot acolo, domnul Iohannis, eu nu m-aș duce acolo nici dacă m-ar forța ăștia. Bine, și organizează de PNL și PNL de Turcia, Constanța, Brăila, Galați, Vrancea, nu mai știu, vin toți acolo. O veche teorie de-a mea de când eram mare activist politic era în felul următor. Băi, oameni buni, băi activiști de la nu știu ce partid, dacă vă adunați numai voi între voi acolo, adică Iohannis și cu ăștia ai lui de pe aici, vorbiți voi între voi ce deștept suntem, ce tari suntem, la ce vă ajută chestiunea asta? Că vii tocmai din nu știu ce comună din Franța să-l vezi pe Meleșcanu la Casa de Cultură de Constanța, nu, iertați-mă, nu pe Meleșcanu, pe Iohannis, păi și care-i câștigul? Aia oricum știau că îl votează pe Iohannis, ei știau ce spune Iohannis, Iohannis știa ce spune ăștia, sunt inutile. Dacă nu mă înțelegeam cu ei, când încă îi mai coordonam eu politic pe ăștia la care am muncit și vreau ei la Casa de Cultură, eu n-am făcut niciodată acolo, găsește alte locuri mai deștepte. Le spunem în felul următor. Bă, dacă voi vă închideți înăuntru acolo, ăia care trec pe lângă Casa de Cultură și sunt mulți, ar trebui să știe. Acolo înăuntru acum e domnul Iohannis,
cu mari activiști PNL și pun țara la cale. Da, da, da. E, lasă pe trotuar niște mese, lasă niște afișe, lasă niște panouri, lasă niște agitație. Domnul Iohannis e la Constanța, se întâlnește cu PNL, pentru că, repet, dacă voi vă întâlniți acolo, domnul Iohannis, nu puteți să faci un meeting undeva în public să spui consățenilor ceva? Mar, cred că ați înțeles ce vreau să vă zic. E inutilă chestia, probabil că simt și eu obligația, probabil că îi minte cineva că au 40 ceva la sută în sondaje preferință pentru președinte să mai stea odată domnul Iohannis. Cu siguranță și o să fiu atent cu ochii pe ei și o să vă spun, ăștia de la Constanța mai ratează un moment. Când ai așa ceva, o adunare puternică la Constanța, acum, pentru Iohannis și pentru PNL. Și știi că peste câteva zile, pentru că teoretic mai sunt câteva luni, la anul în iunie sunt alegeri locale. Fiind o domne la Constanța și în momentul ăsta cu președintele lângă tine, cu lumea multă și zi, PNL-ul din Constanța anunță astăzi candidatura domnului Haleț. Haleț o să fie nou primar al Constanței de la PNL. N-au avut niciodată PNL-ul, n-a avut niciodată primar de Constanța. PNL-ul n-a avut niciodată președintele Consiliului de Constanța. Și ratează-mă, cu mintea mea de analist politic, de băiat activist politic, să zic așa, în ghilimele. Nu rata vă momentul ăsta, știți dumneavoastră cumva candidaturile din Constanța, propunerile pentru ca la anul în vară să ne facem gândul că am putea vota cu altcineva decât cu Făgădău? Nu. Pe aici, pe acolo, poate domnul Chițac, deși domnul Chițac îi reproșez personal că a fost învins, că a fost înfrânt de domnul Făgădău. Și în general, domnul Chițac bănuiesc că dânsul o să mai candideze, nu? Deși nu mai e la PNL, o să candideze ca independent. Ideea e bună, deși e greu, ați văzut, nici Vrabie n-a rezistat, a candidat independent, a câștigat independent și tot s-a sucit când cu ăla, când cu ăla. Și astăzi domnul Vrabie este la PNL. E greu să fii independent într-o mafie, pot să zic, politică românească puternică, care a descoperit că n-are șefi, de când în când Bruxelles îi mai ia de urechi și se bășică și deranjează. Structura puternică de conducere a României dusă de PSD nu suportă. Pe cine au aia noștri prieteni la Bruxelles? Ăștia ai noștri din frunte. Bine, madame Dăncilă nu poate să-și permită să aibă prieteni la Bruxelles, că poate să facă crize de gelozie domnul Dăncilă. Dar întreb așa și eu, cu cine ne pupăm noi la nivel european așa? Ar trebui? Ar trebui. Suntem pe locul 7 din 28 țări. Na. E greu. Dar PSD-ul nu suportă ideea că din când în când Bruxelles-ul îi ia de urechi. De PNL-ul să n-aibă niciodată în istoria post-decembristă vreun candidat mai de ispravă la Constanța. Și acum să-l anunțe. Cine e? Cine e candidatul PNL-ului care să-l vedem noi de acum, eventual să-i dăm idei, să-l învățăm, să-i spunem că susținem, să schimbăm odată culoarea asta roșie a județului, care ne-a dus într-o mizerie. Nici iarba nu mai știm să o tăiem, nici curățenie. Nu mai spun din nou de casino, de Palatul Regal, de Teatră Vară de Mamaia, că v-ați plictisit. Sunt impotent să ne-a. Zilele trecute, știți, au anunțat niște nei ca nimeni de pe București că nu se mai face Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Parcă a vrut cineva să-l facă. Ai, iurea, nu se mai face de vreo 7 ani. Și nu plânge nimeni. Teatrul de Vară de Mamaia e o mizerie, e o distrugere. E administrat de cineva. E averea noastră. Averea noastră este locală, publică, județeană și națională. Când cineva își bate joc de averea asta, care nu e a lui, dar el e plătit să o administreze, îl ceartă cineva? Nu. Dacă cumva unul se implică și vrea să facă până exces zel mai bine pentru domeniul public acolo, vine poliția, vine procurorul, vin băieții ăștia deștepți și întreabă, băi, Haleț, bă, ce te frămânzi tu așa de acolo, bă, ce interese ai tu?
mare tâmpenie românească. Ați văzut pe cineva lăudat foarte tare că s-a îngrijit de un domeniu public undeva? Nu. Ați văzut însă foarte mulți băgați la pușcărie că s-au îngrijit foarte tare de un domeniu public? Da. Suntem suspicioși, suntem răi și am descoperit că dacă faci prost sau dacă nu faci nimic, nu pățești nimic. Urâtă chestie. Grea schimbare ca mentalitate. În momentul de față, vine viitorul președinte, să zic așa, Iohannis, se întâlnește cu PNL-ul, care are o creștere acum, surprinzătoare. Da. Ar fi un moment să zicem, domnule, uite și la Constanța ne-am hotărât să schimbăm pe ăștia. Și l-avem pregătit pe Gigel. Aiure, știți dumneavoastră cine e candidatul cu șanse? Nu cu șanse. Știți dumneavoastră cine e candidatul PNL-ului pentru primirea din Constanța? Nu. Știți cine e candidatul USR-ului pentru primirea din Constanța? Nu. Mai sunt partide pe aici? PMP-ul. Știți dumneavoastră cine e candidatul lui PMP, lui Partidul Băsescu, la Constanța? Păi mai sunt câteva zile, bă, frațiu, mai sunt câteva luni, că dacă ștergem Crăciunul, ștergem Paștele, ștergem Revelionul, ștergem luna mai, care e ultima, mai rămân câteva luni. Pe când îl anunțați voi pe ăștia? Iarăși vreți să rămână PSD-ul? PSD-ul care face un joc deștept. PSD-ul care în continuare știe cum să facă ca să ne păcălească, să iasă tot al lor în fruntea primării. Da. Păcat. Cam asta vreau să vă zic. Bucurați-vă că domnul Meleșcanu este șef la Senat, are o experiență uriașă, a fost șeful spionerilor, a fost ministru de externe, a fost ministru apărării, știe ce se întâmplă pe lumea asta. E bine să avem în echipa mare a României o persoană în vârstă, cu o experiență multă, alături de care eu am lucrat foarte tare și l-am urmărit. Meleșcanu e un om bun. Nu dați în mine acum. 20 de proverbe chinezești pentru a înțelege mai bine viața. Suntem departe de obiceiurile din Asia, suntem departe de învățămintele lor, deși vedem Coreea de Sud, ce rezultate uriașe. Japonia, ce rezultate uriașe. China, ce rezultate surprinzătoare. Cu alte metode, că acolo e așa un amestec de comunism cu interspații occidentale. Mă rog, interesant. O să discutăm o dată. Dar acum vă zic din experiența lor. Nu face tot ce poți, nu cheltui tot ce ai, nu crede tot ce auzi și nu spune tot ce știi. Începe frumos lista asta, nu? Și vă dați seama că e pentru chinezi. Noi auzim chestiunile astea, dar noi, imediat dacă vine unul să sucească mințile, să te manipuleze, care e mai deștept ca tine. Avem atâtea exemple că noi românii suntem de o naivitate fantastică. O doamnă din Brăila, de 50 de ani, zilele trecute, s-a dus și a scos de la bancă 30.000 de euro. O doamnă din Brăila, de 50 de ani, a scos de la bancă 30.000 de euro și i-a trimis unui, așa zis, general american, care vrea să-și refacă viața, să renunțe, să plece din Irak, unde era foarte ocupat acum, să vină lângă dânsa la Brăila și să trăiască împreună fericiți, pentru că dânsul are foarte mulți bani. Vă dați seama că era țeapă, dar să trimiți cuiva 30.000 de euro în dorința de a te plimba cu el seara pe Brăila, de a trăi un pic mai bine. Doamna asta, vă dați seama că trăia bine, avea de toate, nu? Avea de toate. La 50 de ani bănuiesc că avea și o experiență suficientă cu bărbații, care sunt așa cum știm noi că sunt. Bun. Că despre ei vorbim acum. Dar să poată să te aburească unul în halul ăsta și tu să te îndrăgostești de un tip care nu există,
General american, îți dai seama. Ăla venea în Brăila să stea cu ea și i-a trimis 30.000. Atenție, și al doilea caz din Brăila. Încă o doamnă din Brăila a visat la general. Nu mai visăm la Făt Frumos pe calul, visăm la generalul. Dă la America, care nu poate el acum să scoată banii, că nu-l lasă ăștia când era chestie, dar când vine în Brăila, el are bani mulți, că el plăti bine, generalul îi plăti bine și e bine făcut așa și încă tânăr. Și doamna de-abia aștepta să se plimbe pe lângă vecinele ei cu domnul general american. Sau, mai poate să fie o explicație, plângem noi degeaba, pentru doamna respectivă, 30.000 de euro, a fi fost o sumă foarte mică. A vrut să joace. Și, mai nimic. Da. Deci, încep chinezii ăștia, ce v-am selectat eu, nu face tot ce poți. Nu cheltui tot ce ai. Nu crede tot ce auzi. Asta mi-a plăcut, apropo de Iohannis, care vine la Constanța, stea în Casa de Cultură. Eu n-aș fi intrat în Casa de Cultură. Putea aia comunism și a mizerie și a... Dă nebună, mă, când intri acolo, scena aia mare, ce-ți facă domnul Iohannis? Și dacă iar îi pune pupitul și masa aia, uai, de capul meu. Eu întotdeauna am făcut întâlnirile astea cu scena goală, în picioare sau cu două, trei măsuțe. Știu că, la un moment dat, în vicisitudinile politice, plecarea lui Dâțu, chestie, mă, am rămas eu la PUR, era partidul lui Voiculescu. Vă dați seama, vreau să și încerc să văd cât de tare pot să mă înuna. Și a venit domnul Voiculescu, am întâlnit la teatru din Constanța, știu că s-a uitat la mine și a zis, băi, zice, m-ai ținut în picioare pe scenă și nu m-a ținut nimeni în picioare până acum. Și mai e o chestie. Și vedea pe ăla, primul rând, acolo, că bea apă plată. Ba da, zic, domnul președinte, știam și ce apă plată o preferați, le aveam și cumpărate, niciunul de-al dumneavoastră, că zic așa, n-a avut curajul să vină pe scenă să vadă. Haleți, am să te țin minte toată viața, m-ai ținut în picioare, nimeni nu m-a ținut în picioare cât m-ai ținut tu până acum, cât a fost conferința, îți dai seama ce a fost acolo, prezentare, și mi-era o sete de nebune și îl vedeam pe ăla în primul rând, cum bea apă. Ba. Sunt frumoase astea, sunt multe povești de în politică, de în spatele ușilor închise. Drumul cel mai scurt dintre doi oameni e zâmbetul. Deci astea sunt chinezești. Am zis să vă dau de acolo ca să vedeți că și altă lume e ca noi, gândesc la fel ca noi, fac la fel ca noi, bucurați-vă. Ești stăpânul cuvintelor nerostite și sclavul celor pe care nu le-ai spus. A? Frumoasă chestie. Istețime. Vreau să vă spun că istețimea asiatică e tare interesantă. Avem noi ocazia să vedem filme japoneze de alea deștepte. Mai țineți minte cei 7 samurai sau samurai? I-a fost o perioadă când veneau filme. Au ăștia niște povețe și niște întâmplări și hoai de mine. Însă și existența samuraiului este o cultură întreagă. Secretul succesului. Cazi. De 7 ori. Te ridici. De 8 ori. Numele nu sunt întâmplătoare. 8, dacă au ascultat pe Milena Haleț în emisiunea ei, 8 înseamnă luptă, înseamnă ambiție, înseamnă dorința de a învinge în continuare. Deci caz de 7 ori, ridică-te bă de 8 ori. Nu da bucuria proștilor din jurul tău care vreau să te vadă la pământ, ridică-te. Sursa nemulțumirii noastre sunt problemele mici. Oamenii nu se împiedică de munți, se împiedică de pietre. Aia era cu chinezii. A nu cunoaște niciodată suferința, aceasta este sărăcia omului. Încă o dată vă zic, sunt proverbe chinezești, alese de mine ca să vă bucurați, să vedeți că nu numai noi trecem până necazul și până de asta, toată lumea, indiferent unde se naște omul pe pământul ăsta, asta e prima idee a globalizării, oamenii sunt toți la fel. Au aceleași simțăminte, aceleași necazuri, dar aceleași îndemnuri chinezești. A nu cunoaște niciodată suferința, aceasta este sărăcia omului. Cum zice românul, știi, bogatul săracul, el nu știe cât de sărac e.
celui ce știe să aștepte, timpul îi deschide porțile. Știți cum spunem noi? Asta, timpul le rezolvă pe toate. Mai bine pe o cale nouă să te împiedici de ceva decât să cazi pe o cale bătută de toată lumea. Da? Frumoasă chestie. Ușor altfel nuanțate decât suntem noi obișnuiți. Pentru că sunt chinezești. Face mai mult zgomot un copac ce cade decât toată pădurea care crește în tăcere. Răutatea se poate învăța mai ușor ca bunătatea. Și la noi, la televiziune, știrile rele sunt mai bune. Era, citeam zilele trecute o chestie frumoasă, tot deschid pe Facebook, lucrez la niște cărți acum care vreau să le adun așa din ce m-am învățat eu și stau mai mult în fața computerului și mai citesc ce mai zice unul altul, mai le răspund, dar e o chestie frumoasă. Băi, nu face rău nimănui, pentru că rău se întoarce împotriva ta. Fă bine, bă, fă bine tuturor, că binele nu se mai întoarce niciodată. Excelent. Din proverbele chinezești, ați stăpâni o clipă de mânie înseamnă a evita un secol de regrete. Nu lua niciodată o atitudine când ești supărat, când ești mânios. Nu scoate. Și vedeți că ei tot insistă, vorbele odată scoase. Te afectează, te afectează, da. Stăpânește-ți clipa aia de mânie, s-ar putea să-ți pară rău dacă spui vreo vorbă grea, da. Și mai ales celor apropiați de tine. Că tu mai te întâlnești cu el, nu poți să eviți. Nu poți să eviți pe maică, da. Nu poți să eviți pe nevastă, da. Nu poți să eviți copilul. Nu poți să eviți copilul? Copilul e primul care pleacă de lângă tine. Gloria nu este a celor neînvinși, ci a celor care se ridică după fiecare lovitură. Chinezii o țin cu, bine, eu le-am ales, ei o țin astea cu, băi, căzute, ridică capul de acolo, luptă-te mai departe, da. Deci gloria nu e a celor neînvinși, interesantă chestie, da? Ci e a celor care reușesc să se ridice după ce au fost învinși, pentru că probabil e mai greu să o iei de la capăt, cum făcea Ștefan cel Mare, da? Cum făceau marii oameni ai vremurilor, da? Ala care e neînvinsă și plictisește, fie el acolo comandant tot timpul. Ne trebuie câțiva ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Frumoasă chestie. Au și masoni niște învățăminte de-astea. Să înveți să taci. Uită-te, privește, cată să înțelegi. Taci în sensul să nu spui vreo prostie. Pentru că e posibil tu, în timp ce înveți, ai impresia că ești deștept și cați să spui ceva. Dar n-ai de unde să știi că aia din jurul tău sunt mult mai deștepți decât tine. Și te faci de râs. Tu zici o chestie deșteaptă. Și aia își dau coate. Ce tălbă și pe asta. E ca aia acum. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Taci. Zice chinezul, ne trebuie câțiva ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem, că de obicei și de fapt nu învățăm să tăcem niciodată. O călătorie lungă începe cu un pas. Știți, asta e și la noi, e peste tot, e în toată lumea. Sufletele mari au voință. Cele slabe au dorință. Bă, vreau și eu, ce vreau Mercedes, eu vreau de-alea, vreau. Vrei Mercedes și n-ai decât o pereche de pantofi acasă. Ești ceea ce gândești.
frumoasă chestia asta, asta a fost în multe variante, ești ceea ce mănânci, ești ceea ce vorbești, o grămadă. Dar asta, alea cu chinezul atinge așa, v-am zis eu că asiatici ăștia sunt. Ești ceea ce gândești. Gândești de stânga, ești de stânga, gândești de dreapta, ești de dreapta, gândești ca Iohannis, îl votezi pe Iohannis, etc. etc. Ești ceea ce gândești, ceea ce poți tu, ceea ce ai înțeles tu, ce ai citit tu, ce te-ai preocupări ai avut tu, ce le-ai adunat la tine și cum gândești tu. Ești ceea ce gândești. Frumos. Cine mă vorbește de rău pe ascuns? Se teme de mine. Cine mă laudă în față, mă disprețuiește. Ați văzut? Ce a sucit-o chinezul? Ce a sucit-o chinezul? N-a rezolvat-o simplu cum am fi rezolvat-o noi. Mie îmi place să zic că prietenii mei mă bârfesc în lipsă, că de-aia sunt prieteni. Nu m-au mitocană, spune în față. Asta e felul meu de a mă referi la chestiunea. Dar chinezul, fii atent cum zice. Cine mă vorbește pe ascuns, să teme de mine. Bineînțeles că dacă l-auzi spunând, îl trag imediat, îl pun la punct. Nu-i dau cu mâna, cu violența, că pe mine mă ajută cu vorba. Sunt în stare să-l pun la punct. Am avut situații că venea Gigi, lasă-mă, nu mai mă zăpăci de cap, mai bine dă mâna. Decât să te omoare halez de-n vorbe, mai bine să-ți tragă una. Nu, tăticu, că te fac până te usuci. Te fac să înțelegi tu cât de prost ești tu când te gândești că eu aș fi vrut să-ți fac eu ție un rău. Eu nu vreau să fac rău la nimeni. Unii să simt vinovați, e problema lor. Pe unii îi deranjează faptul că le spun eu. E problema lor. De ce o fac? Pentru că nu o fac decât cu oamenii deștepți. Dacă cumva greșesc, pentru că eu încerc să-l lămuresc pe câte unul, luându-l peste picior, atacându-l cu vorba destul de greu și reacția lui este ceva de genul du-te în... piu, 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 opa, gata, a murit, nu mai continui cu el, nu poate. Dar dacă are reacție, auleu, mă sui pe el încă o dată și încă o dată și încă o dată. Cine mă vorbește de rău pe ascuns să teme de mine. Corect, frumos, bravo, mi se pare și mie normal. Bă, dar vine chinezul acum și zice o chestie care pe mine m-a dat peste cap, e ultima de-a lor, de-aia vă insist, cine mă laudă în față, mă disprețuiește. Foarte interesant. Păi nu-i bine că mă laudă, nu. E bine dacă te laudă în altă parte. Când te laudă în față, te disprețuiește, zice chinezul. Și că trebuie să înțelegem, adică, de ce mă lauzi după mine când noi suntem prieteni, suntem cunoștințe? De ce simți nevoia să mă lauzi? Mă, e la mișto, glumești, dar eu n-am nevoie. Tu ar fi trebuit să știi dacă mă lauzi că n-am nevoie să mă lauzi. Etc., etc. Al dracu chinez zice, cine mă laudă în față, mă disprețuiește, adică nu mă apreciază, adică știe că n-am nevoie de laudele lui. Laudă-mă în altă parte. Dacă mă lauzi în față, mă disprețuiești. Mă crezi prost, ai nevoie de ceva? Mă rog, da, foarte bine. Ah, v-am zis. Nu, ei, unde sunt? Aoleu, da. Că în fiecare emisiune vă mai zic câte o deșteptăciune de asta ca să ai succes, da? Metode prin a avea succes. Nu există resentimente justificate. Înlăturarea vinei presupune a nu atribui nimănui responsabilitatea pentru ceea ce experimentați. Dacă faci ceva și nu-ți iese, găsiți, dai imediat vina pe cineva. Nu. Și întotdeauna, dacă știți, și știm bine toți, vinovat e ălălalt. Nu tu. Cum să fii tu de vină? Nu știu ce. Ăla nu ți-a dat, nu ți-a făcut, n-a venit, nu... Bun. Mai ales autoritățile noastre, cu ce plăcere justifică ei de ce n-au putut face. Ați observat? Păi am vrut să fac spitale, păi dar n-am putut, că știți că autorizația, că cadastru, că băi, tăiași de-n gură, nu mai explica. Românul știe să explice de ce n-a făcut. Nimeni în lumea asta nu explică atât de frumos și atât de plin și atât de convingător de ce n-a putut să facă.
Românul explică frumos, cel mai frumos. Trebuie să fiți dispuși să spuneți. Poate nu înțeleg de ce mă simt astfel, de ce am această boală, de ce am fost victimizat sau de ce am avut acest accident, dar sunt dispus să spun, fără vinovăție sau resentimente, că vina mea aparține. Trăiesc cu acest lucru și sunt responsabil pentru că el există în viața mea. Superbă chestia, v-am zis, sunt mici idei de a avea succes, foarte concentrate. Noi asta nu sunteți foarte atenți la ce vă zic eu, sărim ușor peste chestiunea asta, dar e bine să recunoști când ai făcut ceva, de orice fel le insistă, le pomenești ăsta părând aici, că ai o boală, că ai fost victimă, că ai greșit, că cu tare. Da, domnule, eu am făcut chestiunea. Te ajută asta. Cei care sunt în jurul tău încep să te aprecieze. Când recunoști, când îți asumi responsabilitatea. Nu toți putem să facem, o să vedeți la emisiune la Milena, la 1, 2, 3 Milena numerologie, că unii sunt cifra destinului 1, 2, 3, 4, deci suntem foarte diferiți. Nu toți au această calitate. Ăla care are cifra destinului 6, de exemplu, își asumă responsabilitatea. Da, domnule, eu am făcut chiar, eu am spart geamul. Ei, la alții, recunoaște, dar mai ușor așa. Păi, am spart geamul ca dată la cu piata, că m-am ferit, că eu de fapt n-am vrut, că dacă stăteam dincolo, ce încetă, mă, tași din gură. Ai făcut ceva, îndeoseb dacă ai făcut ceva rău, dacă ai greșit, cum a recunoscut Dan Petrescu că am greșit, a greșit când înjura. Păi avea dreptate. Dan Petrescu avea dreptate. Și a bătut joc de el arbitru la Colțescu, la... Ca eu nu cred că e băiat serios. Și a bătut joc de CFR Cluj și de meciul ăla, da. Și Dan Petrescu și-a ieșit de minți. I-a dat roșu din el, a dat afară, da. Dan Petrescu zice, da, domnule, am greșit. Dar eram obosit, eram nervos. Și nu suporți când muncești mult, 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 mult și vine unul și își bate joc de munca ta, greu te stăpânești. Ăsta zice acum că dacă e tras una, nu e frumos. Imediat după aia să zici, da, domnule, recunosc, am greșit. I-am tras una. Merita, dar nu e frumos. Recunosc. Eu i-am tras. Ah! Vreau să-i trag două. Dar eu. Recunosc. Eu i-am tras. E mare lucru. E greu. Și asta face parte din metodele de a avea succes mai departe. Să recunoști când ai făcut ceva. Comportamentul, zice ăsta. Comportați-vă ca și cum ați fi deja ceea ce vă doriți să fiți. Ai, ce frumos. Știți de câte ori am învățat eu pe ăștia? Pe ăștia care vor să fie primar la Constanța. Noi nu știm cum îi cheamă. Eu îi învăț imediat. Băi, dacă... vei fi susținut de USR sau de PNL să fii primar la... Începând de astăzi, comportă-te ca și cum ești primar. Adică ia atitudini civice, ia atitudini administrative, du-te în față, vorbește cu oamenii, comportă-te ca și cum ești deja primar, ca lumea să vadă și să zică, bă, pe ăsta-l vrem primar la Constanța, că nu se mai poate. Deci comportați-vă ca și cum ați fi deja ceea ce vă doriți să fiți, valabil nouă tuturor, peste tot, în orice situație. În gândurile voastre începe să vă imaginați că având abilitățile de a, că aveți abilitățile de a face aceste lucruri. Începe să acționați ca și cum aceste lucruri ar fi deja realitatea voastră. Cu cât vă vedeți mai mult ca ceea ce vă place să deveniți, cu atât veți fi mai inspirați. Aproape că vă veți forța să acționați într-o manieră nouă, spirituală și încântătoare. Deci, comportați-vă și ca și cum ați fi deja ceea ce vă doriți să fiți. Doamne, am atât de multe să vă zic că nu mai reușesc. Nu, nu mai reușesc. Nu mai ajunge. Vorbiți cu domnul Ionel Cazacu, patronul de la televiziune de aici, să mai îmi dea o oră, încă o oră de emisiune, o să mă mai cheme odată. Am zis că vă mai învăț de bunele maniere, așa un piculeț, în final câte una frumoasă, da? Dacă o femeie invită un partener de afaceri într-un restaurant, ea plătește consumația. Deci chestia aia cu plătim nemțește e valabilă peste tot. Nu, aici e vorba de o femeie, o chestie de business, care și invită un partener. Dacă tu îl inviți,
tu plătești consumația. Este, insistă în bunele maniere pe femeie, e valabil la oricine. Dacă tu mă inviți, domnul care s-aș vrea să vorbesc ceva cu dumneavoastră, sunteți liber mâine, mergem la restaurant, da, ăla plătește toată consumația. Așa e normal, el m-a invitat. Nici măcar așa, de fugă, nu-i frumos să ziceți, bă, plătești și eu, ok, domnul care spune, eu v-am invitat. Ăsta, în bunele maniere, zice, o femeie, dacă invită un partener la afaceri, subliniază nuanța, pentru că e femeie, ar trebui să plătești tu. Nu! E femeie, te-a invitat în business, ea plătește consumația. Sper să ne vedem și săptămâna viitoare și tot eu să vă plătesc consumația. Vă aștept! Zicea societatea că-s prost. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam.